Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat ședința Consiliului Suprem de Securitate pe subiectul securității alimentare a Republicii Moldova. La ședință au fost audiate rapoartele și analizele instituțiilor publice ce vizează asigurarea rezervelor agroalimentare și aprovizionării pieții interne dar și eficiența sectorului agroalimentar în ansamblu. În acest context, discuțiile au vizat acțiuni ce trebuie întreprinse pentru funcționarea eficientă a lanțurilor valorice și asigurarea accesului produselor autohtone pe piețele și rețelele de comercializare, eliminarea efectelor poziției de monopol obținute prin metode neconcurențiale pe care unei agenții economice responsabili o au pe piață și sporirea productivității muncii în sectorul agricol. În urma discuțiilor, CSS a formulat mai multe recomandări pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova în anii 2022-2023. În termen de trei săptămâni, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Economiei va finaliza strategia securității alimentare și planul de măsură care se prevade aplicarea în caz de necesitate și a anumitor reglementări ale exporturilor de materii prime și produse alimentare în perioada 2022-2023. În termen de patru săptămâni, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei și Agenția Națională de Siguranță a Alimentelor vor revizui procedurile de asigurare a siguranței alimentelor pentru a elimina elementele redundante în procesul de certificare a produselor alimentare și producătorilor de produse alimentare din țară și de peste hotare. Consiliul concurenței va supraveghea piețele relevante și va investiga și sancționa prompt cazurile de abuz de poziție dominantă. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor vor asigura fluidizarea traversării transporturilor cu materii prime și produse alimentare în punctele de trecere a frontierilor, inclusiv Printr-o mai bună colaborare cu țările vecine. În termen de trei săptămâni, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și ANSA vor revizui procedurile de asigurare a prezenței pe piața produselor refrigerate. În termen de două săptămâni, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vor stabili lipsa produselor și materiilor prime prioritare pentru reglementarea pieței interne și a exporturilor. În termen de trei săptămâni, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, MMPS, Ministerul Economiei și MAI vor revizui nivelul de rezerve obligatorii de stat pentru produse și materii prime.